The Amazing Channel. Invitație la teatru radiofonic. Mapa cenușie. Dramatizare după romanul Lidiei Igiroșeanu. Seria a doua. Domnule comandant, ce se vede acolo pe orizont în dreptul Constanței? E un nor sau o coloană de fum? Nu e numai una, secundule. Sunt mai multe coloane de fum. Dar ce poate fi? Un incendiu? Un nou bombardament aerian sau... sau poate aceeași poveste ca la Burgas? E vorba de un atac aerian în curs, ar trebui să întârziem intrarea în port. Du-te, te rog, la postul de radiotelegrafie și ia legătură cu capitania portului Constanța. Am înțeles. Aici, capitania portului, suntem sub bombardament aerian, rămâneți în larg. Valdi! Valdi, ce-ai făcut, nenorocitule? Ce ai fi făcut și dumneata, domnule telegrafist, dacă erai în locul meu? Eu? Dar cum îți poate trece prin minte așa ceva? Uite așa bine. Crezi că e vreo pagubă pentru noi dacă motonava asta încărcată se duce la fund? Calonirea poate îi va lua rapid. Ne prefacem că apărăm motonava și scăpăm. Și dacă mă duc și raportez că tu ai stricat aparatul? De unde știi? Sunt sigur. Uite. Să știi că am să mă duc. Tot. Am să mă duc chiar acum. Da. Oh, secundul. Luați imediat legătura cu capitania portului Constanța. Să trăiți, domnule locotenent, s-a defectat receptorul. Cum se poate? Ce s-a defectat? De ce? Să trăiți, domnule locotenent, eu încerc să aflu. S-a întrerupt un contact, nu știu. Să văd exact ce are. Da, să vadă eu. Caut. Dar nu știu încă. Te rog să restabilești imediat legătura. Mă duc să raportez domnului comandant. Înțeles, Fritz. Vezi că nu e raportat? Mi-a fost milă de tine. Milă. Ești încă un copil. Nu ți-a fost milă deloc, îți spun eu. Ți-e silă de ei, eh? Îi urăști ca și mine. De unde știi tu ce simt eu? Am înțeles. Am văzut chiar. Ce ai văzut? E, ce am stat la Burgas, în cafenea, când ne-am luat la bătaie cu soldații nemți care scoseseră pistoale de să tragă în Bulgare. Mamă, cu ce sete le trăgeai cu tacul în scăfârlie. Ce ai, mai ții minte? Țin minte că am avut un mare noroc că nu ne-am mâncat curtea marțială. Nu știu cum de ticăloși ei nu ne-au reclamat. S-au temut, pentru că ei erau aceia care provocaseră scandal. Și dacă reclamau, o pățeau și ei. Da. Domnule comandant, permite să raportez. Aparatul de recepție s-a defectat. Mă duc să văd ce se petece jos la telegraf. Ce se întâmplă aici? Să trăiți, domnule comandant. Aparatul de recepție. Ce? S-a defectat un contact. Caut să văd ce are. Da. Secund. Urmați. Dă ordine să se semnaleze motonavii pe care îi scurtăm să ne urmeze. Până se repară aparatul de transmisie și putem relua legătura cu portul, facem un ocol. Și aparatul se poate repara? Se pare că da. Timona, împrejur. Așa. Așa. Mai larg. 5 grade la dreapta. Costea. Da? Ai discutat ceva cu prietenii tăi cât ați hoinuit împreună la Burgas? Nu. Adică nu tocmai. Vorbește limpede. Adică vreau să vă zic că nu le-am spus nimic pe șleau, dar ei mereu mă întrebau ce cu greva. Știți, văzuseră manifestele lipite pe pereții caselor. Le-am spus și eu câte ceva despre partid, despre Uniunea Tineretului Comunist. Știți, le-am spus că le știu astea de la taică-miu. Eu socotesc că nu am greșit. Tata tot e închis. Cât pentru Valdi și Savu, eu pun mâna în foc pentru ei. Tem că Valdi a făcut o prostie. A stricat special aparatul de emisie. Mă întreb dacă singur sau în complicitate cu radiotelegrafistul.
Ar fi interesant de știut care din doi l-a îndemnat pe celălalt. Dar de ce a făcut asta? Ce-a fost în capul lui? Și-a închipuit probabil că este un act de patriotism să vâri Motonava cu încărcătura destinată hitleriștilor în plin atac aerian. Pentru un moment numai eu și secundul știm de defectarea subită a aparatului de recepție. Din fericire, secundului nici prin minte nu-i trece că defecțiunea ar fi premeditată. I-am spus că telegrafistul face imposibilul ca să repare aparatul. Dar nu sunt deloc convins. De aceea te-am chemat. Ce trebuie să fac? Eu nu pot vorbi limpede cu ei, Bustea. Dar dacă intru în port cu aparatul stricat, trebuie să cer o anchetă. Și dacă se dovedește că a fost un act de sabotaj, îi arestează pe amândoi. Și atunci? Ce nu pot face eu, poți face tu. Da, vorbește cu Valdi. Să priceapă că este o prostie să-ți primejduiești viața. Fiindcă ar fi caz de curte marțială. Pentru o acțiune negândită care nu poate fi folositoare. Nu poate fi. Nu știți ce e cu fumul ăla de la Constanța? Nu știu, de unde să știu eu. Habar n-am. Lasă-ne pace, că avem o defecțiune. Ce dai așa năvală cu asta? Păi dau. Păi ce? Că ar fi păcat să se piardă vasul. Ei. Că e al nostru. Da. Dacă e aparatul stricat... Păi e. Ascultă-mă. Ce, Valdi? Ce cauți pe punte? Să trăiți, domnule comandant. Raportez noul mesaj primit. Alarma a luat sfârșit. Canoniera Uitus poate intra în port. Ciorbă, Hilda, foarte bună. Da. E bun, stai. Ce zici, Valdi? Ți-a fost dor de mâncare, maică-ti? Da, tată. Și de o dăița mea. De glicina din fereastră. Când am trecut cu Savu printre mormanele de pietre calcinate, de tablă încinsă, toate fațadele acelea negrite de fum, fereste oarbe, și mirosul acela de moarte care plutește peste toate, mi-a fost frică să mă apropii de strada Tomis, de căsuța noastră. Și când am zărit-o neatinsă... Lasă. Tot răul spre bine. Au nemții ce le trebuie. Ai văzut manifestele alea scrise cu cerneală roșie? Da. Tot orașul e împânzit. Aleargă poliția ca bezmetică să le rupă. Cine bate așa? De ce te-ai speriat, tată? Ia vezi tu, Hilda. Da. Vezi cine... Dumneavoastră e reasportiți? Dă fuga și strângeți echipa. Prezintă-te urgent la comandamentul german. Parcă e ordin să nu se mai lucreze acolo. Vorbești și dumneata prostii. Ia ca cu e alt ordin. Cu prăpădul de azi dimineață. Hai, dă-i zor, dă-i zor. Vă duceți pe bulevardul ăla, nu de pe faleză. Știi dumneata unde? Da. Valdi. Valdi, dă-mi și tu o mână de ajutor. Nu poți să fii în 10 locuri deodată. Sigur, vezi și tu ce zor e. Treci pe la Angel și pe la Petrică. Știi tu unde stau. Spune-le să-și ia sculele și să vină de grabă. Dă-o fugă și până la Măriuța. E nevoie și de ea. Dar să zic că tot ai angajat-o. Dar unde stă? Cum unde stă? Tu nu știi? Păi de unde să știu? E, de unde? De la ea? Habar n-am. Ce vorbești? Mă, dar misterioși mai sunteți și voi. Te pomenești că o să-mi scoată ochii lighioana aia mică dacă-ți spun unde stă. Dar n-am ce face. O găsești în strada Cărămidăriei. Numărul nu-l știu, dar e un soi de bojduca lunguiață, spoită cu albastru, cu ferestrele la un lat de palmă de pământ. Mm-hmm.
Duvaldi? Ce cauți aici? Asta în chip de bună ziua, Măriuța. Cine ți-a spus unde stau? Tata, el m-a și trimis. Altfel... S-a întâmplat ceva deosebit? Ce să se întâmple? Are o treabă cu tine. Te-a văzut scripți Roaica intrând în curte? Nu. Atunci ești tiptil afară și așteaptă în poieniță. Vin și eu. Bine. Ce vrea taică tu cu mine? Ei, te roagă să te duci pe Bulevardul cel Nou, la noua casă a comandamentului german. Vine și el cu echipa de zidari. Pentru niște reparații. Oh, asta era. Aha. Valdi, te-ai întors. Precum vezi. Așa te-ai gândit la mine. Mi-ai scris nici măcar o ilustrată. Știi să citești? M-aș fi dus și eu la cineva care știe. Așa cum fac fetele de la țară când le scriu cătanele de la regiment. Nici tu nu ești o fată de la țară și nici eu o cătană de regiment. Dar ce ești? Ce sunt, ce nu sunt? Și așa cum o fi, eu tot m-am gândit la tine. Uite. Ce e asta? Păi, uite-te și să vezi. Ce e asta? O bundiță. O bundiță bulgăreasă de la Burgas, pentru tine. Ce frumoasă e! Pentru mine? Da, pentru cine? Pot să încerc? Sigur. Mă duc să mă uit în geam. Hai. Falti! Ce frumoasă e! Vino să te sărut. Hai să ne așezăm pe iarbă. Da, eu zic să scoți bundița, ca să mor de cald. Nu, nu, e bine așa. E așa frumoasă, nici prin gând nu mi-ar fi trecut că aș putea avea un asemenea lucru. Valdi, dar de unde ai avut tu atâția bani? Asta trebuie să fi costat o avere. A, nu chiar așa. Altfel n-aș fi avut cum să o cumpăr, știi? Și de ce ai luat-o? Păi cum, de ce? Ca să nu-ți fie frig la iarnă. Cred că ține cald, nu? Și încă ce cald o scot, că nu mai pot. Hai, scot. Ce pasă ție dacă mie o să-mi fie fric sau nu? Se vede că-mi pasă, că altfel... Ce băiat ciudat ești tu? Nu, eu nu sunt un băiat ciudat. Tu ești o fată ciudată. De ce? Păi cu tine omul nu știe niciodată ce să creadă. Nici eu nu știu. Auzi? Ia spune-mi, de ce sunt degetele mângite cu cerneală roșie? Nu-i cerneală, e vopsea. Mi-am vopsit o bluză în roșu. Uite-o acolo la uscat, pe sfoară, sub nuc. Știi, Valdi, eu te iubesc foarte mult. Eu știam că cineva care te iubește foarte mult nu mai poate să te iubească pur și simplu. Da, foarte mult. Ca pe Savu și pe Costea? Poate că nu. Cred că altfel. Da, altfel. Și dacă vrei să știi, cred că m-aș putea chiar îndrăgosti de tine, dacă... Dacă? Dacă n-aș fi o nebună. A doua zi seara, meșterul Stoian m-a adus la el la cină. La plecare, meșterul l-a trimis pe Valdi să mă conducă până la stația de autobuz. Întunericul era adânc. Atacurile aeriene se întețiseră și camuflajul era respectat cu strictețe. Cerul era acoperit de nori și nu se zărea absolut nimic. Valdi mă luase de braț, dar era atât de stângaci că nu ne potriveam deloc pasul. Valdi, tu nu ai umblat niciodată la braț cu o fată pe stradă? Nu, n-am. Te-ai supărat? Nu, nu. Pe tine nu mă pot supăra. A fost bine la voi. Maică ta e tare cum se cade. Și încă frumoasă. Cu ea sementul. Atâta doar că ea e femeie, nu glumă, și tu ești cam fleț. Poftim? De ce ai rămas pe loc? Zău, nu te supăra. Trebuie să te deprinzi cu mine. Așa sunt eu. Spun tot ce-mi vine în minte. Chiar că nu cred decât pe jumătate unele din lucrurile pe care le spun. E foarte greu de ghicit jumătatea în care crezi.
Valdi, tu... tu ai mâine practică pe vapor? Nu, fiindcă am lipsit... am lipsit mai bine de o lună de acasă. Domnul comandant ne-a învoit două zile. Adică azi și mâine. Da, de ce mă întrebi? Mâine seara, după lucru, o să fiu tare obosită. Și nici n-aș vrea să mă întorc târziu acasă. Cam și eu treburi gospodărești. Cum? Și atunci mâine nu ne vedem? Ba da. Dar știi cum facem? Pe la 1, oamenii se opresc din lucru și se duc să bea o bere. Eu mănânc ceva pe loc. Nu vrei să vii și tu să-mi ții de urât? Vin, cum să nu vin? Dar ce, acolo se poate intra așa ca într-o moară? E, chiar ca într-o moară, nu. Eu am arătă de sentinelă, un rezervist. Pune-și tu o cămașă mai ruptă și ia niște scule în mână. O să crede că ești instalator, că mai vine unul pe acolo, un electrician. Aha. Meine Mutter ist eine Deutsche. Ja? Ja. Von wo ist sie? Aus Stuttgart. Und Sie? Aus Wien. Aus Wien? Nu trebuia să vadă că își tinențește. De ce? Asta nu mă lăsa să intru. Ba te lăsa. Dacă se apucă să spună cuiva de aici că e un lucrător care știe nemțește, ba că e și neamț pe jumătate, te pomenești că e sănăzare vreun ofițer să te tragă de limbă. Tu ai să te încurci, atunci dă-mi de dragul. Nu mă încurc eu chiar așa de ușor cum crezi tu. Zău? Zău. Se vede că nu ai avut de-a face cu el. Ce, tu ai avut? Lasă-mă acum. Hai cu mine sus. Ce ți-a venit să mă aduce aici? Mă înnăbușim mirosul ăsta de var. Parcă și de fum de explozie. Și vocea asta cu o trompetă ruginită, de unde se aude? Hai spune-mi, e vreo cameră dincolo de, de saltelele astea de paie puse în locul zidului? Da, mai e un birou. Aha. Spune ceva interesant. Cine e el? A, dar de unde? Dictează niște cifre. Dar voi ce treabă aveți aici? Noi? A. Păi, ce vezi tu? Păi, de văzut văd eu, dar nu înțeleg ce s-a petrecut aici, în casa asta. De ce s-a dărâmat peretele ăsta? Și numai el. De ce îți vine să râzi? E, fiindcă tot așa, dar chiar așa a zis și taică tu când ai intrat aici. Nici el nu pricepea. Și până la urmă s-a dumirit? Da. Uite cum a fost. Ai. O bombă a nimerit chiar aici, jos, la picioarele falezii, în dreptul vilei. Și a zgâlțit-o rău de tot. Ce că atunci s-ar fi dărâmat peretele. Dar vecinii de peste drum zic că bombardamentul a fost duminică, la 7 dimineața. Și că abia la amiază s-ar fi auzit în vilă o explozie. O explozie? În ce cauză? Asta e ce nu pricepe nimeni. Vila era părăsită? Ca și părăsită. Proprietarul e plecat în Elveția de când a început războiul. A luat cu el tot ce a putut. Cheile le aveau vecinii de peste drum. Și? Și altceva nu mai știu. Și nici nu mă interesează. Și nu văd de ce te-ar interesa și pe tine. Cine privesc pe noi chestiile astea? Da, bineînțeles că nu ne privesc, dar de interesat pe mine mă interesează, fiindcă, fiindcă știi, e ca într-un film de aventuri. Ție nu-ți plac filmele de aventuri? Cu bandiți, cu spioni, cu urmăriri, cu mistere. Ba ha? Da, dacă să fiu sinceră, îmi plac mai mult alea cu dragoste. Cu dragoste? E, să știi câteodată și în dragoste trebuie să ai spirit de aventură. Poate și de bandit? Ce zici? Ia stai, să ne gândim puțin, metodic. Bombardamentul aerian s-a produs la ora 7 dimineața, da. Nu? Comandamentul german a luat foc. Autoritățile în jurul orei 11 au repartizat această vilă nemților să-și mutineau o secție, probabil importantă, a comandamentului. Peste o oră, o explozie misterioasă dărâmă zidul ăsta. De ce? De ce? De ce? E la mintea cocoșului ca să fie nevoie de reparații. Cu alte cuvinte, ca să vină tata cu echipa lui aici. De ce tocmai tata? Și tocmai aici? Ce trebuia el să mișterească în vilă înainte de venirea nemților? Păriuțu, tu ce zici? Valdi. Ce Valdi? Ce, ce Valdi? Eu te uită ce trece prin minte. Ești nebun, zău, ești nebun. Nu, nu știu dacă sunt nebun. În niciun caz nu sunt așa fleț cum mă crezi tu. Și voi ce ați făcut de-alaltă ieri până astăzi? Când n-ați fost să ridicați niciun perete? Ce tot vorbești tu? Așa crezi tu că se face zidărie? Ei, hai, spune! Și pe urmă s-a lucrat mai întâi în pivniță. Adică m-am mișcat lui Stoian și punea Toma. Nici pe mine nu m-au luat. Vino, repede, să ne ascundem aici. Unde? În căutul ăsta. Dacă intră pe aici... Nu.
Au plecat. Hai înapoi în salon. De ce? Putem rămâne și aici, e mai liniște, mai plăcut. Ce să căutăm dincolo? Cum o să rămânem? Acum trebuie să pice meșterul Stoian cu toți ai lui. Ce ori zice dacă ne găsesc pitiți aici? Nu te gândești? Nici nu avem pe ce sta. Ba, avem, uite la dița asta. Nu e loc pentru amândoi. E, nu e, strânge-te tu mai aproape, strânge-ți bratul să mă ții să nu cad. Mărița. Notează dacă spun ceva interesant. Uite, am eu un carnețel și un creion. Mai înaltă und mai name. Ce spuneau? Ce? Prostii, prostii, nimic interesant. Spune, despre ce era vorba? N-auzi prostii. Îi povestea că a descoperit că înșeală nevasta și îl întreba dacă e cazul să se bată în duel. Nu se poate. Ba, uite că se poate. Și chiar dacă ar fi vorba de altceva, nu înțeleg de ce te interesează pe tine. Ce ne privește pe noi? Chiar tu ai spus așa adineori. Da, dar și tu ziceai că e ca într-un film de aventuri. Am zis eu, dar m-am răzgândit. Aveai dreptate. Mai interesante sunt filmele de dragoste. Înțelegi, Savule? Parcă mi se ridica o perdea de pe ochi. Se foloseau de mine ca de o jucărie. Aveau nevoie de cineva care să înțeleagă nemțești. Totul fusese aranjat pentru asta. Și venerea măriță seara la cină, și întâlnirea pe care mi-o dăduse în viră, totul, totul. Am vrut să sar în picioare, să rup carnițelul, dar chiar în clipa aceea am prins o frază care m-a țintuit locului. Și am ascultat până la urmă. Nu mă interesa nimic altceva, nici măriuța măcar. Neîncrederea ei față de mine n-am să-i iert niciodată. Savule, Savule, îți dai seama, realizezi? Mapa cenușie marcată K48 pe raftul de sus în dulapul de fier. Toate planurile lor secrete. Comandamentul nostru are planurile culoarelor rămase libere, neminate. Dar dacă în ultimul moment se întâmplă o incursiune neașteptată a sovieticilor, nemții schimbă culoarele fără știrea comandamentului nostru, pentru ca vasele sovietice să fie azvârlite în aer și ei să scape teferi. Planurile noilor culoare sunt în mapa cenușie. Îți dai seama, Savule? De lucrul ăsta depind sute de vieți. Depinde, cum să spun, depinde soarta țării. Formidabil, formidabil. Mă, dacă cu așa ceva nu se glumește. Trebuie neapărat să spunem cuiva. Cuiva care știe mai bine ca noi ce are de făcut. Cui? Cui? Să mergem la comandamentul marinei? Ha, ne arestează imediat. Ce ați căutat voi? Copii de marină în uniformă, îmbarcați pe un vas militar, să trageți cu urechea la ce se vorbește la statul major al marinei germane. La comuniști? Pe cine cunoaștem noi? Pe nimeni. Pe comandantul Badea. Nu mi-ai povestit tu conversația lui cu Costea? Da. Și cum crezi care să recunoască față de mine sau de tine? Ai auzit ce ne-a spus Costea despre ilegalitate? Da, hai, să zicem că ne crede. Ei și? Ce face fără planuri? Și mapa cenușie, numai noi o putem lua. Cât nu sunt gata reparațiile și se poate intra în vilă. Pe urmă s-a zis. Mă, la un lucru nu te-ai gândit. Dacă după aceea nemții arestează echipa de zidari și pe taică-tu. Păi n-au de ce. N-au de ce. Ce vină sau amestec ar putea avea zidari? Comandorul neamț a spus limpede. Eu l-am auzit cu urechile mele. Că noaptea nu rămâne nimeni în vilă și că el personal inspectează toate camerele. Dimineața nu intră nimeni până nu vine Feldwebelul și descuie. Ascultă. Pe voi doi, pe tine și pe Măriuța, nu v-a văzut nimeni că ați rămas acolo? Nu, nimeni. Savule, da. Ar trebui să ai și o armă la tine, nu? Nu trebuie să te... să ne lăsăm prinși chiar așa ca blegi. Trebuie să ne apărăm, poate, și scăpăm, nu? Da, o armă. Dar de unde să o luăm? Păi, uite, îți aduc eu un revolver. Nu, are taică-mi unul. Da? Dar ce cu tine, ce a rămas așa? Deci mă gândesc, dacă mi se întâmplă ceva, ce se face taică? Savule, noi suntem soldați. Dacă e vorba pe așa, dacă se lovea canoniera de o mină sau o scufunda un avion, ce se făcea taică tu? Ia
doamna Judithi. Da, este acasă, poftiți, domnule. Ei, ce cu tine, Valdi? Titi, vreau să te rog să-mi faci un mare serviciu. Da. Tu nu poți să mă împrumuți până mâine un pistol? Un pistol? Unul din ala din panoplia lui Taică. Dar ce să faci cu el? Vrei să te bați în duel? Lasă gluma, am diseară întâlnire cu o fată. Nu mai spune. Dar stă la dracu în praznic, tocmai în Anadar Chioi, în Mahala. La cuțitari? La ce ești nebun? Păi tu nu știi cum aruncă aia cu cuțitul? Ca indienii, ca la cinematograf. Nu un pistol îți trebuie ție, tu ai nevoie de un cuțit. Așa, iată ce are tata. Un pumnal maltez, calculat balistic. Îl arunci de vârf și mânerul cu plumb în fil, deși face contrabalansul. Zboară ca o gheoagă. Un arc dă drumul la două lame laterale. Când atinge o suprafață rezistentă, ți se înfige în obraz sau în beregată. Și aleluia. Dă-l încoace. Uite, dă-l încoace. Dar știi, tot aș vrea și un pistol. E bine, dacă spui tu. Așteaptă. Uite. Ia te uite, aici ce are băiatul. Fain, asta jucărie de lux. Bă, ăsta e un Browning. Da? Ce micuții, de unde l-ai? Deci, e, zi. De la Mona. Hai, ce zici? Un cadou original, nu? Uite, ți-l împrumut ca să vezi ce prieten ai tu. Dar să nu cumva să mi-l pierzi, te rog, ai grijă. Știi cum se umblă cu el? Uite așa, pac, de aici. Măriuța! Cine? Aici, eu sunt Valdi, aici. Ce faci aici între bălării la 9 seara? Acum și începe și furtuna. Te așteptam. S-a făcut dor de mine? Nu-i vorba de asta, vin aici, vin aici. Hai, vin încoară. Nu te mă tragi. Hai. Să nu umbli cu mofturi, că te pocnesc, te nu te vezi. Măriuța, Savu e închis. Închis? Da, închis. Cum închis? Unde și pentru ce? Capul lor, Valdi ăsta care părea mereu în lună, aș vrut să-l iau de cât, să-l îmbrățișez. Dar spaima mi-a întunecat deodată toată bucuria. Nu meșterul Stoian mă pusese să-l aduc pe Valdi în clădirea comandamentului. Fusese ideea mea. Credeam că fac bine, acum mă căiam amar. Băiții ăștia puteau strica totul. Vila aceea nu li se dăduse nemților de florile mărului. Nici meșterul Stoian nu fusese trimis acolo de pomană. Și acum Safu era în filă. Intrase în timp ce Valdi îl ținuse pe rezervist de vorbă, cu un album de vederi din Viena. Trebuia neapărat scos de acolo. Iar eu nu puteam nici să mă trădez față de ei, nici să-i fac să-și pierde încrederea în mine. Ce trebuia? Și tu ai să ne ajuți, n-ai încotro. N-am încotro. Cum să vă ajut? Ascultă, Savo nu poate rămâne până dimineață în vilă. Pe la 8 vine comandorul Kramer. Dacă își dă seama de dispariția mapei cenușii, pune să se cerceteze vila și o să-l descopere pe Savo, oriunde se ascunde. Trebuie să iasă la noapte, între 11 și 12, nu mai devreme, cât circulă lumea. Uite, am aprins lanternă să vezi. Ți-am schițat un plan al vilei. Când Savo e gata, face un semn cu lanterna lui la fereastra dinspre ruinele vilei arse, aici în dreapta. Atunci cineva trebuie să atragă sentinela spre stânga scării. Cineva? Adică eu. Păi cine altcineva? În cine puteam să am încredere? Hai zi mai departe. Așa, de o parte și de alta scării de la intrare este o perdea deasă de merișor înalt. Doar știi și tu. Eu am cercetat și, uite, aici între ghereta sentinelei și zidul despărțitor nu mai e plasă de sârmă. Au socotit că nu e nevoie sub nasul sentinelei așa ceva. Când Savu te vede pe fereastră că te-ai dus cu sentinela spre stânga, sare în curte, apoi în stradă și dispare. Eu am să-ți dau un semnal ca să știi că e gata și... Și mâine sunt arestată. Arestată? De ce? Cum de ce? Credeți că sentinela nu o să mă recunoască?
Mâine, când o să se afle că s-a petrecut în timpul nopții în vilă, o să priceapă numai decât. La asta nu v-ați gândit? Ba da, dar sentinela nu o să sufle o vorbă, ca să nu fie pus la zid și împușcat că și-a părăsit postul. Așa crezi tu? Când o strânge chestia pe în chinci, spune mai mult decât îi se cere. Dar să zicem că nu spune. Cum vreți voi să țin eu de vorbă sentinela, să-l păcălesc pe soldat când nu știu o boabă nemțește? Oh. De ce v-ați bisuit dinainte de mine? Cine v-a spus vouă că eu o să primesc să vă ajut? Cine? Știi ce? Măruță, n-avem timp de joc. Am trebuit să fim mândră că ne-am bizuit pe tine. Fiindcă știm tot. Da? Tot. Știu că nu poți să recunoști, mă rog. Dar te rog un singur lucru. Gândește-te la Savu. La Savu? Dar gândește și tu la mine. Tocmai dacă zici că știi tot. Eu nu sunt de capul meu. Nu pot. Nu trebuie să fac ce vreți voi. Ce frică? N-am voie, Valdi. Eu nu trebuie să risc să fiu arestată, să cad în mâinile lor. Dacă știi într-adevăr cum stau lucrurile, trebuie să înțelegi. Bine, Măriuțu. Atunci... Ce-i acolo? Ce lucești așa? Un pumnal? Da. Am să încerc eu să țin de vorbă sentinela, să o atrag în grădină. Să-i spun că am băutură de vânzare. Sau că, știu eu, o casă cu fete. Și dacă nu se prinde, am pumnalul. Valdi, ești nebun! Nu sunt nebun. Tu nu înțelegi, fată, nu înțelegi? E vorba de Savu, de viața lui! Dacă nu scot în noaptea asta din vile, mâine îl împușcă! Și încă pe geaba! Măcar să fi pus mâna pe planul! A fost ca și când ploaia răsturnată cu căldări peste capul nostru mi-ar fi limpezit mintea. Țiganca din Anat al Chioi. Celălalt model al pictorului. Numai ea putea să ne ajute. Pe ea nu o cunoștea nimeni în oraș. I-am cerut lui Valdi pumnalul și i-am dat întâlnire în fața vilei la ora 11. Ce-a urmat s-a desfășurat ca într-un film. Valdi mă aștepta în fața vilei, pitit în hățișuri. La 11 și 20 de minute, am văzut-o pe țiganca apărând. Se plimba de-a lungul grilajului. Sentinela s-a ridicat să vadă despre ce era vorba. Florăreasa s-a oprit în dreptul neamțului și l-a întrebat prin semne dacă nu are un foc. Apoi a spus un pachet de țigări. Purta un coș în mână și l-a întins neamțului. Râdea mereu. Atțat, neamțul a luat-o de braț. Florăreasa îi arăta becul aprins, îl îmbia de partea cealaltă, în stânga. Neamțul șovâi, intrară în gheretă. Își lua automatul și apoi o urmă și se pierdură în dosul perderii de brădet. Se scurseră câteva minute. Se întâmpla uneori de la uzină. Nu se zărea niciunde o lumină. Am auzit o bufnitură scurtă. Am încremenit o clipă. Apoi l-am apucat strâns de braț pe Valdi. Cerul înseninat era plin de stele și prin luminozitatea difuză am văzut pe Florăreasa zvâcnind din curte și în câteva salturi se mistui în întuneric spre celălalt capăt al bulevardului. Savu tot nu ieșise. Deodată am văzut sentinela. Se târa a nevoie spre gheretă, cu o mână ținându-se de șold. Gemea. După ce a intrat în gheretă, a întins mâna spre telefon, apoi aruncă receptorul. Firele fusese rătăiate. A vrut să iasă din cabină, s-a prăbușit. L-am apucat pe Valdi și l-am tras spre celălalt capăt al străzii. Eram sigură că Savu ieșise prin spate. Trebuia să ne ducem la el acasă, unde aveam întâlnire. În mintea mea totul era foarte clar. Dar nu puteam să-i spun nimic lui Valdi, care mă urmase privindu-mă aproape cu ură, că îl sileam să plece înainte de a fi sigur că Savu a scăpat. Mi-am așezat în curte la Savu. În casă nu era nimeni. Tatălui era la spital. Îl simțeam pe Valdi încleștat, cu inima strânsă. Eram singuri, neștiuți de nimeni, în taina nopții, în încremenirea orașului.
Știam că-i par lui Vali dintr-o dată o străină, dar nu puteam face nimic. Nu-i puteam spune nimic decât să aștept. Savule! Savule, ai venit, ai scăpat? Da, am venit, după cum vezi. Mapa, mapa ce nu știe unde e. Nu am. Cum nu ai? Cum nu ai? Și n-ai putut descuia? N-ai găsit-o? Tot a fost degeaba? Spune repede ce s-a întâmplat! Nici eu nu înțeleg. Măriuța, și tu ești aici? Se putea altfel. Hai, povestește. Da. Până la 11 nu m-am clintit din subsol. Când se intru în biroul cu dulapul de fier, cineva mi-a pus o piedică. Am căzut. Doi vlăjgani s-au năpustit asupra mea. Mi-au pus un căluș în gură și mi-au legat mâinile. Curios e că m-au ridicat cu multă grijă și m-au coborât pe scară. La parter nu mai era întuneric. Vlăjganul care mă împingea era mascat. Celălalt, tot mascat, pândea privind pe fereastră. Deodată s-a repezit la tablou electric din vestibul și a tăiat curentul. A răsunat un răgnet înfiorător în grădină în fața vilei. Cel care mă păzea m-a silit să sar pe fereastra care dădea în spatele vilei. Pe terasa dinspre mare. Pe urmă m-a legat la ochi. Apoi m-au trecut peste gard și am mers pe jos până m-a urcat într-o mașină care a pornit numai decât. Deci o mașină cu permis de circulație noaptea. Da, da. Mașina s-a oprit la un moment dat, m-au dat jos și mi-au deslegat mâinile. Un glas necunoscut mi-a șoptit: nu clinti până ce nu se mai aude mașina. Dacă te deslegi la ochi mai devreme sau îți scoți călușul din gură, ești mort. Când mi-am scos cârpa de la ochi, am văzut că sunt pe o licioară vecină cu a mea. Nemaipomenit. Cine să fi fost? Tu ce crezi, Măruțu? Ia ascultă, măi, Sapule, ce tot spui tu gogoși din astea? Prea necrestâmpiți. Spune mai bine că n-ai putut să deschizi dulapul de fier. Cum? Sau mai știi că ți-a fost frică. Nu e nicio crimă. Mă, ești nebună? Eu gogoș? Eu sunt om să spun gogoș? Sau să-mi fie frică? Care ești ăla? Acum îți găsi și puterea nopții. Cum îți arde să râzi, Măriuțu? Atâta frământare, atâta primești de pe degeaba. A fost poate și ucis un om, poate sentinela își da acum sufletul. Hei! Pumnalul! Pumnalul maltez! Ce-i cu el? Dacă florăreasă nu l-a luat, dacă a rămas rană, suntem pierduți. Care-i florăreasă? Care e rană? Revolverul ai? Da, uite. Oh, trebuie să avem și pumnalul. Atât suntem pierduți. De ce? Suntem pierduți. Mi-ai spus că ea lui taică tu, ca și pistolul. Nu, nu sunt ale lui, sunt de la Titi. Cum? Ale comandorului Mihart. Mâine dimineață trebuie să le duc înapoi. Avea dreptate cine spuneam. Știi tu cine? Că în tine nu se poate avea încredere. Că ești tot un copil. Nu, bine, dar eu... Știți pentru ce s-a întors comandorul Mihart de la București? A fost numit șeful serviciului secret al comandamentului marinei din Constanța. Dragă Valdi, îți trimit alăturat un manuscris, cam voluminos. Nu cred deloc că ceea ce am scris e perfect. E doar o simplă filă de adăugat la dosarele vieții noastre. Am vrut să povestesc tot ceea ce am trăit noi atunci, în primăvara și vara anului 44. Mi-am amintit cum ne-am cunoscut în fața cinematografului, cum ai urmărit apoi până la gară și ce uimit ai fost când m-ai văzut sărind pe scara vagonului. Nimeni nu trebuia să știe că în seara aceea plecam din oraș cu trenul. Pe urmă, evenimentele au început să se precipite. Manifestele, explozie de la Cernavodă. Când ai plecat în misiune cu canoniera la Burgas, ai aflat că, de fapt, prietenul tău Costea și comandantul Badea sunt comuniști. Atunci s-au limpezit probabil multe în capul tău. Ai început să înțelegi de ce nu puteam să-ți răspund la toate întrebările. Când te-am adus în clădirea comandamentului german și ai surprins discuția despre planurile secrete din mapa cenușie, ai hotărât să le sustragi cu ajutorul lui Savu.
Apoi mi-ai povestit ce ați spus la cale. M-a cuprins admirația și frica. Admirație pentru că n-aș fi bănuit că dincolo de aparențele tale de băiat aiurit se ascunde un bărbat curajos, capabil de inițiative. Frica pentru că planurile tale încurcau inițiativele altora. Am făcut tot ce a fost posibil să aranjez lucrurile. Doar povestea cu pumnalul maltez n-am prevăzut-o. Pumnalul comandorului Mihart, pe care tu-l luasești de la Titi și care rămăsese înfipt între omoplații soldatului fascist. Speram din toată inima ca Titi, de frică, să născocească el o minciună. Te-am trimis să discuți cu el. Știi, lucrurile așa s-au petrecut. Revolverul l-am păstrat eu. Pumnalul mi l-a cerut o fată, știi. Nu ți-am vorbit de ea până acum. Ce vorbește frumoasă? Păi, e o fată de la București, mă. E o studentă interesantă și ciudată și mult. Iată, uite, șmecherul. Și eu care credeam că tu știi să scrii doar poezie. Lasă. Hai, spune. E, ce să spun, fata ba apărea, ba dispărea. Acum două zile a venit iar, foarte tulburată, știi. Mi-a cerut să-i fac rost de o armă. Mi-a spus că are o misiune importantă de îndeplinit și că are nevoie de o armă care să nu facă zgomot. Asta cu siguranță e comunistă. Și ce-mi pasă mie? Dacă a să fiu cinstit, mi-a stârnit curiozitatea. Nu știam nimic despre ea. Mi-a spus doar că o cheamă Gabi. Gabi? Gabi, auzi, Gabi, atât. M-am hotărât să o urmăresc, să aflu ce cu ea, să știi. Și spune. Ce formidabil, ascultă, am mers cu ea pe strada Carol, a intrat la barul ăla nou. Știi tu, ăla nou, unde casetița aia oxigenată care se face ție. A zis că s-o aștept două minute afară, să nu fiu văzut cu ea, cică. După jumătate de ceas n-am mai răbdat. Am dat buzna înăuntru, nici urmă de ea. Barul gol. Ce spune? Am întrebat pe caseriță. A, mi-a zis ea, Dudu-i atunsă, băiețește. Păi a ieșit pe ușa elaltă. O aștepta o mașină cu doi ofițeri germani. Valdiu, reclamăm la poliție. Sau îi spun tati. Ei, m-am gândit și eu, dar nu se poate. Deci eu mă dăm cu toții de dracu. Te trezești cu pumnalul înapoi, dar între umeri, din răzbunare. Mai ales tu care hoinărești prin locuri de ochiate. Și taică tu e cine e? E periculos? Da, asta cam așa e. Că ne descurcăm noi singuri. Cum mă? Păi nu, tu ești deștept. Ai putea face o chestie grozavă. O urmărești tu pe Gabi, darul tău de detectiv, îi descoperi legăturile, complicitățile și îl faci praf pe taică tu și poliția. Bă, n-ar fi rău deloc, mă. Să vadă și tata, cine-i Titi? Auzi, poate că și Mona m-ar privi cu alți ochi, păi. Că acum... Dar dacă tata mă întreabă unde-i pumnalul? Mă, dacă își aduce aminte și îl caută, ce să-i spun? Ei, lasă că știi tu ce să-i răspunzi, că doar ești mai deștept ca mine, nu? Titi! Da, tata. Ai luat tu cumva pumnalul maltez de aici, de pe biroul meu? Eu? Dar ce să fac cu el? De ce să-l iau? Fiindcă te-am văzut umblând cu el. Ce asta? Ce asta? De când umbli tu cu pistol? De ce? Și de unde l-ai? Hai, spune repede! De la Mona. Fata prefectului? Ea ți l-a dat? Da, mi l-a făcut cadou, știi... Pumnalul. Unde e pumnalul? Nu știu de mine, pumnalul l-am văzut de mult. Ascultă, Titi, fii foarte atent. Azi noapte s-a petrecut un lucru foarte grav. A fost atacat un soldat, în sfârșit, un militar german cu un pumnal maltez. Și ce, numai un singur pumnal maltez e pe lume? Nu orice hamal din port are un pumnal maltez. În orice caz, cel cu care s-a comis atentatul era al meu. L-am recunoscut. Dar cum a fost? Cine l-a atacat pe militarul acela? Pentru moment nu s-a putut stabili exact, dar se va afla neapărat. Aflăm noi în cele din urmă. Tata, am să-ți spun tot adevărul. De ce ești amestecat în ticăloșia asta, nenorocitule? Tata, stai, înțelege, e vorba de onoarea unei fete. Onoarea? Ce prostii mai sunt și astea? Nu-s deloc prostii, e vorba de Mona. Asta mai lipsea să fie amestecată și fata prefectului. Știi, Mona e cam extravagantă și foarte bizară. Uneori se îmbracă în băiat, iese noaptea pe fereastră și... Mona? Fata prefectului, da, care a fost educată atât de bine și de sever. Ia, ce are a face? Așa sunt fetele moderne. De altfel, să știi că nu facem nimic rău. Ne ducem pe străzi și prin localuri de ochiat. Da, să vadă și ea cum e. Și luăm arme cu noi, ca la o, adică să ne putem apăra. Păi de asta mi-a și dat revolverul.
Dar ca să o impresionez și mai mult și ca să o fac să creadă că primejdea e și mai mare, luam și eu pumnalul. Și? Ei, într-o noapte, într-o cârciumă din țiglănie, din Anadal Chioi. Și acolo ați fost? Oh, mai ales acolo îi plăcea. Cum îți spun, într-o noapte s-a iscat o încăierare. Am scăpat ca prin urechile acolo și de cuțitar și de poliție. Am sărit pe fereastră într-o grădină plină de urzici. Biata mâna s-a urzicat toată. Hai, atunci am pierdut pumnalul. Și cum îi zicea cârciumii? Să spun drept, habar n-am. Dar știu unde vine. Dacă vrei, pot să merg să-ți arăt. Mai băiete, mai băiete. Nu mai poți ne face. Vreau să zic că un cuțitar din Anadal Chioi a fost. Credea că e rost de vreun jaf în vilă. Afacerea trebuie cocoloșită. Ce să ne mai batem capul pentru un pârlit de cuțitar? Intră! Măriuța! Măriuța, tu ești! Hai, intră, intră! Ce stai? Ce frumos ești la tine, Valdi! Îți place? Da, la mine e mai mare, dar e mai urât. Chiar foarte urât. Dar stai jos, stai jos. Ia spune, ce-i cu tine? Sunt obosită. N-ai dormit azi noaptea, ai muncit toată dimineața, nu precis. Iată, nu. Și ce? S-a întâmplat ceva? Dar ce se întâmple? În fiecare zi vrei să se întâmple ceva? Dacă se întâmpla, nu mă mai vedeai acum aici. Dar nu mă întreb pentru ce am venit. De ce să te mai întreb? Nu pentru că ți s-a făcut dor de mine. Sau de dragul meu. Sigur. Dor n-avea când să mi se facă. De-abia n-am văzut. Dar de drag, mai știi? Am venit să te iau. Unde? Unde? Ce-ți pasă? Nu vrei să vii cu mine? Ba da. Ți-aduce aminte și ți-am spus? Dacă vrei, am să te iau cu mine. Dar ce? Parcă nu te bucuri. Nu, fiindcă nu știu cum să fac. Tocmai mâine trebuie să fim cu toții la post pe canonieră. Uite ce ți-am adus. Ce-i asta? Foaie de drum în interes de serviciu Constanța-București-București-Constanța. Permise de 15 zile? Stoian Valdemar? Semnează domnul comandant Badea. Măriuțo! Stai, mi se dă și mie? Măriuțo, nu cumva... Caragiosule, acum hai repede că n-avem timp de pierdut. Dar ce trebuie să fac? Întâi scriu un bilet mamei tale că ai fost chemat în grabă pe vas și să lipsești câteva timp. Și tata? Dai că tu știe. Știi? Da, te îmbraci marinar, dar iei niște haine civile. Le iau eu în traista asta. De ce în traista? Am eu valijoară. Ei, ai mai văzut o catană cu valijoară? Hai repede, ieșim prin fundul curții. Bine, da. Ce cu lădița asta ascunsă în lapi? E o lădiță militară, precum vezi. O iei, ieși pe aici, printre uluci. Bine, da, bine. Ce faci, Măriuțu? Sunt mulți gardul? Nu, chiar că ulucile astea sunt bătute doar de formă. Treci pe aici, ieși în stradă și te duci la gară. Fără să te uiți înapoi. Fără să mă... Dar tu? Eu am să vin pe partea aialaltă. Trenul e tras la peron. Te urci în vagonul al doilea de la urmă. Da, caută dacă se poate un compartiment unde să fie cât mai puțină lume. Și stai cu minte acolo. Așa. Chiar dacă nu mă vezi până ce pleacă trenul, știi tu, sistemul meu. Apoi înfl. De ușa, poate rămânem singuri. Bine. Măriuța, ce se uită ăsta la lădița noastră? E voie porumbeilor? Da, m-a împins inima să intru că v-am văzut așa cu minți. Ori afară, ori înăuntru, pentru voi tot aia e, nu? Măriuți departe? Dar păi cum mai că la București? Oh, că așa de nebeleaua pe capul omului. Da, într-adevăr. Fumezi, fetiță? Fumez, de ce nu? Dar numai țigări bune. A, Tomis. Te respecti? Atunci n-am ce să-ți ofer. Eu fumez plugare. Valdi, ce bine îmi pare că am plecat. Că ești cu mine. Să nu te super, Valdi. Sunt frântă de oboseală, mi-e foarte somn, aș vrea să dorm un pic. Acum? Dacă nu mă trezesc, scoală-mă la Cernavodă, dar neapărat. Da, nu avem nicio grijă, hai dorm, vin aici, dorm, așa.
Cernavodă, cine coboară? Măriță? Da, hai, hai, trezește-te, uite. Cernavodă. Da, trește la fereastră în locul meu. Da. Uite ce frumos e, l-am mai văzut. Bine, bine. Ei, ce faci, omul ăla, e nebun? Mi-a rădița. Lasă-l. Cum să-l lasă? Stația! Nu, a oprit la semnal. Dunărea, un minut. Vada, ia tu traiul ăsta, coborâm aici. Ce ciudat, de ce tocmai aici? A? Hai mai repede, sări! Ce beznă e! Vrei să aprind lanterna? Ce frică? Da, să nu calci într-un loc de apă, să nu te rătăcești, de asta mi-e frică. Nici o grijă, pot merge cu ochii închiși. Eu de aici sunt. Aici m-am născut și aici am crescut. Serios? Stai, nu mai avem loc să mergem alături. Ține-te de mine. Bine, bine. Uite, Valdi, am ieșit din smârcuri. Uite ce frumos e. Vezi licărind focul acela? Da. Acolo mergem noi, la Moș Vasilică Codrești. Da, acolo la stânga aceea, acolo unde strălucesc lumini. Acolo, acolo e castel, conacul unuia din cei trei boieri de la București, care și-au împărțit ostrovul între ei. Aha. Acolo era mama servitoare, fată în casă. Înțelegi? Ce știi tu? Mămăligă și caș proaspăt că la mata nimeni nu face Moș Vasilică. Și erau foame. Dar de ce nu te duci să te culci? Că uite pici de somn. Ei, am mai îmbătrânit, moș. Ce să-i faci? Dacă te-am văzut crescând, și mai cât era cât tine când am văzut-o pentru prima dată. Ei, trece timpul. Bine, fată. Cum zici tu? Eu mă duc. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Oh, mai pune vreascuri, Valdi, să crească focul. Și vino mai lângă mine. Da. Dăm hârtiile. Care hârtie? Care? Învoirea, foaia de drum, livretul militar. Poftim. Mariuțu, ce faci? Le arunci pe foc, ești nebună? Nu, dăm și bereta, scoate-ți și bluza și tricoul. Stai, Hai că nu ești domnișoară, îmi trebuie să rușinezi. Dar ce, stai puțin și pe asta, le arzi? Așa, Lu. Acum tu te ești îmbracă cu hainele din straistă. Le-am aranjat eu frumos în tindă. Gata? Gata. Uite, aici în plicul ăsta sunt noile tale acte și niște bani. Bani? Pentru ce bani? Iar ești caragios, ca să ai la nevoie. De acum înainte te cheamă Marin Toma. Marin Toma? Da, ești dintr-un sat de lângă Prut. Scrie acolo cum îi spune. Satul a rămas acum dincolo de front. Nu se mai poate controla. Dacă iar mai ar de cuiva de așa ceva. Și pentru ce toate astea? Pentru că trebuie. Din noaptea asta Valdemar Stoica dispare pentru o bucată de vreme. Și unde trebuie să mă duc? Pe tine nu te mai văd? Din potrivă, o să mă vezi foarte des, că eu fac legătura. Rămâi aici în ostrov. Dar tu să nu-i ai grijă, de altfel nu o să mai țină mult. Și aici ce să fac? Să stau așa cu mine încrucișate, să mă ascund? Și de ce? Ai uitat ce s-a petrecut azi noapte? Ai uitat de pumnal? În tine altă nu se poate avea încredere. Nu se știe ce mai trece mâine sau poimine prin cap. Degeaba l-ai speriat tu sau încercat să-l duci. Chiar așa prost nu e. Iar pe tine nu trebuie să te prinde siguranța. Pe urmă ai să primești o sarcină, uite, chiar aici în ostrov. Măruțu, spune-mi, de ce mai ales tu tocmai pe mine și nu pe Salo? Că și el, mă rog, poate o să-i pară rău. Eu am ales? Tu crezi că sunt chiar așa de importantă? E drept că am fost întrebată ce gândesc despre tine, fiindcă se știe că te cunosc. Bine, și-am spus. Pe urmă, tu ești radiotelegrafist și era nevoie de unul bun. Aici, în ostrov? Da. Dar știi, Valdi, dacă ați fi fost amândoi telegrafiști, cred că tot pe tine te alegeam. De ce? Uite așa, câteodată mai alegi și cu inima, nu numai cu minte. Poate să aleagă inima un fleț și un caragios? Câteodată nu ești nici fleț, nici caragios, ești de-a dreptul prost. Ah, mulțumesc. N-ai înțeles că tocmai ăsta e hazul tău?
seara. Să vă fac cunoștință. Tovarășul Teodorescu. Teodorescu. Tovarășul Marin Toma. Da, Marin Toma. E în regulă? Natache a primit lătița? E, am și tras-o aparte. Nu mai spun. Da, uite-le. E 12. Eu mă duc altfel întârzi. Trebuie să plecăm și noi. Mariță, și toate astea din pricina mea, pentru că mi s-a năzărit mie să fur mapa cenușie, să fac o mare ispravă. Acum totul e limpede. Ne atache Nostrov, lădița aia grea, foile tipărite. Dacă tita a denunțat, dacă l-au arestat pe tata și mama... Mariță, ce o să fie cu mama dacă l-arestează pe tata? Și nu sunt nici eu acolo. Deși întâi nu e deloc sigur că o să fie arestat. E aproape sigur că nu o să fie. Valdi, ce legătură poate fi între zidar și faptul că cineva a încercat să-l înjunghe noaptea sentinelă? Când Grăsanu o se vindece, Chestapolul o să scoată de la el tot adevărul. Că s-a legat de o muiere. Las că nu se întâmplă nimic. Și tipografia tot trebuie mutată, s-a prea mult la voi în pivniță. Hai să mergem, să nu întârziem. Nu-ți mai scoate singur sufletul, că n-ai de ce. Și tu, tu unde te duci așa, în plină noapte, cu manifestele? Prea multe vrei să știi. Lasă că nici mie n-o să mi se întâmple nimic. Mariuțu, tu îți dai seama ce înseamnă noaptea asta pentru mine? Numai pentru tine? Atunci tu nu știi. Taci, ba știu. Știu tot, dar... Da ce? Mariuțu, de ce plângi? De ce? Valdi... Măriuță, stai. Vali, nu te supăra, nu mă înțelegi greșit. Nu fi amărât și eu, adică... Nu, eu nu știu, ți-am spus. Sunt o nebună, dar nu trebuie să mă lași să mai fiu. Sărută-mă, te rog. Să nu mai gândesc la ce? Ce facem? Ce facem, am nebunit? Stăm așa și barca trebuie să fie neașteaptă. Măriuța, și tu? Du-te, Valdi. Costa. Greu mai fierbe o moliga asta. Eu fi foame lui Neion. Auzi-l, stavule, cum geme, sărac. Dacă e vremea de furtună. Păriuțu, tu ai fost vreodată îndrăgostită? Am fost. Păi când să fiu? Că la vârsta mea cel mult puteai să mă întreb dacă acum sunt. Și ești? Trebuie să-ți răspund neapărat? Neapărat. Să-mi spui și mie. Așa, cum le spui tu pe toate. Nu-ți sunt eu ca un frate? Păi tocmai de-aia. Păi nu pricep. Da, tocmai de-aia nu pot să-ți spun. Că fratele mai pune câteodată mâna și pe ciomag. Și ce ai avea tu de spus merită o ciomageană? Mai știi, poate că da. Măriuțo, hai, zi. N-am nimic de spus. Ba, am. Savule, sunt îndrăgostită ca o nebună, ca o proastă. Nici nu-ți poți da seama cât de tare sunt îndrăgostită. Și
Și de cine? Nu cumva de Valdi? Valdi. Valdi are hazul lui, mi-e drag, dar, dar de fapt e un puști. Ca și mine. De ce te bagi la numărătoare? Dar cu tine e altă socoteală. Mi-ai zis tu singur că mi-ești frate. Da, eu ți-s frate. Omul pe care îl iubesc eu e un om în toată firea. E frumos, învățat, talentat. E celebru. Pictorul? Dar cum te-ai ghicit? Bine, dar el e un om bătrân. Dar cum nu ți-e rușine să vorbești așa despre un om cum nu e altul pe lume, când nici nu știi despre ce e vorba? Bătrân? Cum o să fie bătrân? Să tot aibă acolo vreo 40 de ani. Da, e și chel și burtos. Nu e adevărat, nu e chel. Are fruntea înaltă. Așa sunt intelectuali. Și dacă ești intelectual, trebuie să ai și burtă? De ce ești rău? Dar unde ai văzut tu care burtă? Așa e el. E mare, puternic. Și cea mai bună dovadă că nu e nici bătrân, nici chel, nici burtos, e că toate femeile îl iubesc. Primește teancuri de scrisori. Nici nu le deschide. Și câte vin să-i bată la ușă. Nu le deschide scrisorile, dar ușa da. Da, ușa le-o mai deschide el. Și tu ce faci, nu turbezi? Nu. De ce? Așa. Cum așa? Fiindcă eu sunt altceva. Cum adică altceva? Poți tu să înțelegi asta. Asta ți-a spus-o el? Că tu ești altceva? Dar ce, noi vorbim de așa ceva? El nu știe? Ferească Dumnezeu! De ce? Nici asta n-ai putea să înțelegi. Dar tu știi? Ce să știu? Că-l iubești. Sigur. Păi de unde să știi? Habar n-ai tu cum e când iubești. Spui prostii. La urmă urmei și tu ești o puștaică. Ce vorbești? Dar știi, cred că pentru el e și mai greu decât pentru mine. De ce? Așa am simțit eu. Se vede din toate. Când se apropie de mine, se uită la mine cu niște ochi chinuiți. Câteodată când mă pictează, vrea să-mi așeze bluza mai frumos pe umeri. Se apropie de mine și apoi îmi spune cum să mă potrivesc singură. Cu țiganca de la Ana Dalchioi, care pozează goală, nu se sfiește deloc. Se poartă cu ea parcă ar fi o păpușă de ceară, din alea din vitrină pe care se pun rochiile. Cu toate că, după cum am simțit eu, uneori... Înțelegi ce vreau să spun? Pe mine omul acesta se teme și să mă privească. Și tu ce aștepți? Ce speri? Nu știu. Nimic. Adică nu. Să mai cresc. Poate atunci nu o să-și mai spună ca acum că nu trebuie. Peste 2-3 ani. E așa de mult 2-3 ani. Câteodată și 2-3 zile cât stă la București mi se par 2-3 ani. Altceva. Tu înțelegi? E o fată desculță din strada Cărămidăriei, care vând scoici pe ulițe, carcimeni pe schele, vorbesc așa cum vorbesc și mi-este că așa cum mă vezi, mămăligă, eu sunt pentru omul ăsta mare, mai mult decât toate cucoanele din București. Știi, Măriuțo, eu cred că dacă te iubește cu adevărat, cum spui tu, pictorului nu i-ar plăcea să te audă vorbind așa. O spun și eu ca să-mi fac curaj când simt că îmi plesnește inima. Că nu mai pot. S-ar fi deslănțuit toate urgiile cerului și pământului. Dar nu mi-era frică. Nu făceam nimic orbește. Pictorul m-a ajutat să aflu și să înțeleg. O ciudată siguranță pusese stăpânire pe mine. Eram convinsă că nu mi se poate întâmpla nimic. Văzduhul era împânzit de nori croși și spintecat de fulgere. Motoarele de avion vâjeau nălucitor.
Cădeau bombe peste piața Ovidiu, hotelul Palace și Casinou. Artileria antiaeriană trăgea de se zguduia pământul, dar fără niciun folos. O acalmie, apoi văzduhul lui din nou. O ploaie de bombe incendiare se abătuă asupra portului. Era momentul. Spaima alunga din porturi toate sentinelele. Polițiștii fugeau să se adăpostească. Am alergat spre port. M-am strecurat de-a lungul zidurilor, apoi prin tufele de sub râpă. Cunoșteam cu ochii închiși toate potecile. Am văzut șirul de vagoane. Mi se spusese că plecau în zori. Trebuia să lipesc manifestele pe cât mai multe din ele, până să prinde de veste poliția, să le rupă, ajungeau în inima țării. Am trecut de prima linie. Deodată am auzit niște bubuituri și de pretutindeni au izbucnit lini de foc. Ardeau depozitele de ulei. În lumina flăcărilor am văzut împroșcat pe cer un vapor din gara maritimă. Știam că naziștii vor scoate echipele de incendiu. Își vor concentra însă toată atenția în jurul magazinelor care ardeau. Puteam să lipesc manifestele fără prea mari primești. Trenul era neatins. Tocmai terminasem treaba la patru vagoane. Hai! Mâinile sus! Te-am prins, ticăloasă! La zicofată era! O umbră sărea peste prima linie. Un nou val de avioane venea năucitor, jos de tot. Umbra nu putea fi decât în acea siguranță. S-a zvârlit la pământ. Am apucat traista și am fugit de-a lungul vagoanelor. Ajunsesem la tufișuri. Nu mă urmărea nimeni. Mi-am spus că agentul fusese lovit de o schijă. Am ieșit iar printre vagoane. Am tras un sur să lipesc încă un manifest. În clipa aceea, în tăcerea și mai mare după încheierea bombardamentului, și ceva ca un pici m-a lovit. Mi-au scăpat de sub braț surul și cutia. Mi-am simțit mâinile ude. Erau pline de sânge. Mâinile sus! Dar în aceeași clipă, pământul s-a cutremurat. Văzduhul parcă se despica. Explodase o bombă cu întârziere. M-am simțit ridicată pe sus și nu am mai știut nimic. M-am trezit târziu cu o durere fulgerătoare în șold. Eram în nisip, într-o scobitură a râpei, mai sus de tufișuri. M-a cuprins o spaimă cumplită de moarte. Agentul, unde era? Dacă scăpase, acum se duce să aducă ajutoare, poate și câini, nu? Nu să nu cad în mintele lor. Piciorul stâng nu mă mai asculta. Fusta mi era năclăită de sânge, capul îmi vâjia să mă duc. Până la pictor nu mai aveam putere. M-a fulgerat un gând. Bojdeul ca lui Costea era destul de aproape. Puteam să mă târesc până acolo. Am ajuns la potecă. După câțiva metri m-am pierdut cunoștința. M-au trezit niște glasuri speriate. Uite că nu-i moartă. Păi cum să fie? Nu v-am spus eu că e numai leșinată? Dar nici vol nu mai are săraca. Cum te-a pălit-o tocmai aici? Ce stați? Dați fuga în port să vină niște brancardieri. Uite, uite câte ambulanțe s-au adunat. Nu, nu, nu. Cum nu? Cum? De ce nu, fetițo? Acolo, vă rog, dacă puteți. Duceți-mă acolo, puțin mai sus. Mătușa mea, a lui Milotin. Ah, Zinca, nici nu știam care o nepoată. Acolo, vă rog. Comuniștii la putere? O, Doamne, Doamne! Titi, fii cu ochii în patru mâine pe canoniere. Să-i urmărești pe derbedeii ăia de colegii ai tăi. Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat azi, puneam eu mâna pe ticăloșii ăștia. Din spusele tale nu miroase mie bine, mai ales de când am aflat că tatăl nemernicului ăla de Coste e comunist. Și tu? Și tu orci?
ce mi-ai spune, nu trebuie să te bagi în chestia asta. Înțelege, Amelia, dragă, nu e niciun pericol. În cel mai rău caz, eu nu sunt decât un simplu executant, nu? Al unui înalt ordin. Și în al doilea rând, trebuie să mă gândesc la viitor. Am nevoie neapărat de o acțiune eclatantă, al cărei răsunet să acopere și zgomotul anumitor tinichele pe care știi bine că le am de coadă. Ce se întâmplă, plutonier? Pe cine căutați? Să trăiți, domnule comandant, raportez. Aveți un ordin urgent de la comandamentul portului. A să văd. Comandantul bate de urgență la comandamentul de marină al portului. Comandorul Mihat preia comanda pe canoniera Oituz. Bine, plutonier, poți pleca. Am înțeles, să trăiți. Sabule, tu erai? Da, domnule comandant. Ascultă, fii cu ochii în patru. S-a întâmplat ceva? Deocamdată nimic, dar eu va trebui să debarc. Dumneavoastră să plecați? Da, eu. M-au chemat la comandamentul portului. Și pe canonieră cine? Comandorul Mihart. Sabule, da, domnule, fii cu ochii în patru. Nu părăsi puntea. Anunță-l și pe Secund și pe Costea. Costea, ești jos la mașină. Știu, știu. Nu-i scăpați din ochi. Nici pe Mihart și nici pe Titi. Am înțeles. Nu aveau niciun motiv să mă cheme tocmai acum, decât dacă au pus ceva la cale. Acum trebuia să ieșim în larg, să pilotăm prin barajul de mine vasele care trebuie să intre în port. Ticăloși, ticăloși ăștia! Cred că-și mai pot face de cap. Timona la stânga! Rotație de 90 de grade! Capul spre larg! Atenție! Titi, ce te-ai înfipt așa în capul scării? Ți-am spus să cobor la mașini, să tai cu ochii pe ei, să auzi ce se vorbește. Parcă nu mai ies în comuniști pe vasul ăsta, tată. Cine știe câți ori mai fi? De ieri a ieșit o întreagă armată la iveală. Oameni la care nici nu ți-ar fi trecut prin minte să te gândești. Ce frică! Ce dracu, te-ai gălbejit așa? Sau iar ai rău de mare? Da, mi-e frică, mi-e frică. Uite-te și tu, privește portul, peste tot numai drapele roșii. Parcă s-ar înălța flăcări spre cer. E, nu te știam și poet. Apropo, Valdi acela al tău a fost dat dezertor, îmi pare. Titi, înțelege, înțelege, da, că nu e timp de pierdut. Dacă vin comuniștii la putere, totul se schimbă. Da. Ne apropiem, uite vasul amiral. Ce impunători e. Ce frumos sunt pavoazate. Au ieșit și ei pe punte. Tăcere, comandorul. Titi, eu trebuie să urc. Nu-i slăbit din ochi pe Costea și pe Savo, s-a înțeles? Da. S-a urcat tot echipajul pe punte. Oh, uite și pe Savo. Ce spectacol o să ai peste câteva minute. Costea, Costea, vino sus. Nu pot, Savule. Niciun motiv postul. Ieși până în gaura chepengului. Costea, uite, vasul amiral s-a oprit. Și celelalte vase? Ne urmează doar două torpiloare. Da. Tată, tată, ce se petrece? De ce s-a oprit? Nu-s proști, Nicăloși. Ne scapă prada. Dar nici două torpiloare făcute țândări nu e rău. Fugi înapoi! Te-am spus să nu-i slăbești pe mine, Costea, și pe Sabă, da. Mișcă! Atenție! Mărește viteza! Capul spre port! Ce?
Sabule! Ce-i? Ce dai așa năvală? Ce se întâmplă? Alu, la față! Costea, ce facem? Dinos, mă, în fire, nu înțeleg ce spui. Cum, ce facem? Eu cunosc culoarele de mine. Canonierea se îndreaptă cu toată viteza spre cel mai îngust. Ce? Noi putem trece prin el, dar navele de mare tonaj nu vor atinge perderele de mine. Și explozia poate smulge și alte mine. Exact. Sabule! Sabule, repede lângă ușiță. Sub puntea de comandă sunt farimale pentru semnalizări. Repede! Da. Trebuie să semnalizezi pericol, să oprească! Bine, nu te mișca de la mașini. Fugi! Înseamnă dezordine asta! Imediat tot echipajul jos în cală! Auzi? Domnule locotenent, coboară și asigură imediat ordinul! Auzi? Toată lumea în cală! Haide, repede, repede, repede! Echipul la domnul! Costea, ce faci aici, în gura tepingului? Trebuie să cobori și tu. Eu ca eu, dar ce face Savu? De ce nu urcă? Mă duc și eu! Titi! Da, Titi, ce faci aici? N-ai auzit ordinul? Sau crezi că tu faci excepție? Da, să trăiți, am înțeles! Așa mă ascund aici sub barca de salvare. Savu, ce face Savu? Pe tunul de la pupă în picioare? Semnalizează. E clar, semnalizează. Ia să vedem. Opriți. Primejdie, opriți. Stai că ți-arăt eu ție primejdie. Ticălosul, ce-a făcut? Sabule! L-a zvârlit. A căzut peste elice, trebuie să-l scot. Motorul! Opriți motorul! De ce s-a oprit motorul? Semnalizatorul, atenție la mine! Nu. Hei, ce înseamnă asta? Ce-ai nebunit? Lasă revolverul jos! O singură mișcare și ești mort. Așa credeți voi că vă merge? Ucigașilor! Savule, poți tu să mă ajuți să mă uit și eu afară? Măcar un pic. Uite, au coborât prea puțin geamul. Eu stau așa culcat, nu fac nimic. Da, Marius, sigur că te ajut. Hai, uite așa, încet. Nu se poate. Nu se poate. Te doare atât de tare? Da. Dar nu de asta e vorba. Dar de ce? Mi-ar fi plăcut și mie să fiu acum afară, pe străzi. Să văd totul, să mă bucur și eu cu toată lumea. Să știu și eu cine sunt, cum arată la față. Acum că nu trebuie să mă ascund, când toată lumea e a lor. Acum o să fie și a noastră, Măriuțu. Da, da, o să fie. Mi-e frică. Frică? De ce? Să nu-mi pierd piciorul. Să nu rămân o loagă, să mă trăiesc în cârje toată viața. Fată, tu te-ai prostit rău. Tu crezi că degeaba ne trimit la spitalul ăla mare din București? Uite, și eu aș putea să rămân ciung. Sigur că asta nu poate fi o mângâiere pentru tine și nici nu e același lucru. Tu ești fată. Dar ne-a spus comandantul Badea că suntem în afară de orice primejdie. El a vorbit cu chirurgul care ne-a operat și pe tine și pe mine. Ne trebuie doar un tratament special care nu se poate face la spitalul de aici. Doar știi că Badea nu se joacă nici cu oamenii, nici cu vorbe. Ei, da, da. Există primejde și primejde, ce știe el? Hai, nu mai plângi. Uite, vezi, îți iau lacrima pe deget. Așa. O pun în bătaia soarelui. Da. Și suflu. Vezi? Nu mai e nimic pe el. Așa să se ducă și gândurile rele și tristețea. Da? Da, ai dreptate, Savule. M-am prosit chiar rău de tot. Auzi, afară. Și mie cea napă, dar m-umblă mintea. Măriuța, m-am frământat tot timpul. Acum pot să te întreb. Vreau să știu. Tu nu știi ce s-a petrecut în vilă noaptea aceea? Ba da, Savule. După convorbirea cu Valdi, eu am alergat într-un suflet la Pictor să-i spun. Eram disperată de nebunia voastră și
Trebuia să te salveze într-un fel. Așa. Pictorul a fugit într-un suflet. Și când s-a întors, m-a liniștit. Mi-a spus că totul o să se rezolve. Peretele acelea din vilă fusese dărâmat de un explozibil, pus chiar de arhitectul trimis de primărie. Cum? Da, săruparea a fost pusă pe socotarea bombardamentului de dimineață. Și un electrician a așezat un fir lung care pornea din subsolul casei incendiate. Intra în pivnița vilei și pe lângă țeava caloriferului pătrundea în biroul contraamiralului, unde s-a instalat un microfon. În masca de stejar a radiatorului. Formidabil. Da, așa au luat și ei cunoștință de discuția pe care a surprins-o Valdi. Și de mapa cenușie. Aha, da. Aha. Și în seara în care tu erai închis, trei tovarăși au pătruns în vilă prin subsolul casei vecine arse. Da, aparent, toate trebuiau să rămână cum ați plănuit voi. Păi... pentru ca să nu vă pierdeți încrederea în mine. După ce te-au legat pe tine la ochi, unul din ei a făcut un semn pe fereastră florăresei. Când neamțul a tăbărât pe fată, au stins lumina. Da, au crezut că întunericul o să-l sperie pe neamț și o să-l dezmeticească. Neamțul s-a prăbușit. Ei nu mai aveau timp de pierdut. Atunci te-au luat și te-au scos prin coridorul secret. Vreau să zic că așa a fost. Da. Ah, câte nopți m-am frământat fără să găsesc un răspuns. Trebuia să-l întreb pe Titi al vostru. El era cu romanele polițiste. Prostie. Titi nu era al nostru. Comandantul Badean îl dăduse în grijă. Eu nu am avut niciodată încredere în el. Ah, dar uite, ajungem la aeroport. Am să zbor cu avionul. O să vedem București. Brancardieri, aici în ambulanță. Așa, încet, încet, aduceți un scaun pentru băiat. Așa, pe fată puneți o vinișor jos. Așa, încet, încet. Nu o să fie mult de așteptat, mai trebuie să vină încă doi răniți. Ni s-a telefonat chiar acum că au și plecat de la spital. Savule, știi? Știi, nu mai mi-e frică. Foarte bine, nici n-aveai de ce. Da, acum parcă te-ai pus omorât. S-a necăjit. Tocmai acum să-mi pierd vremea pentru brațul ăsta. Voiam să-l scot pe tata din spital, să-i găsesc un rost. Voiam să mă înscriu la un curs eral la liceu, să intru în UTC. Ar fi atâtea de făcut. Hai să le faci pe toate, Savule, n-am nicio grijă. Ia-te, uite! Valdi! 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 Oi! Hai că bine că am ajuns la timp, că v-am prins. Ce-i cu tine, Caragiosule? Ți-ai părăsit postul, n-ai făcut de rușine. Gata, s-a terminat cu el și cu clandestinitatea. Am predat materialul și m-am prezentat la vas. Și cum te-ai dat de noi? Păi ce, cum? Mi-a spus că vrea și comandant și tata. Misteriosul tata. Aveam niște ordine de dus în oraș. Le-am dus și pe urmă am făcut un mic ocol pe la spital, unde mi s-a spus să dau fugă aici, că poate vă mai prind. Va să zic așa, plecați, ai? Cumva crezi că de plăcere o facem. De plăcere, de neplăcere, vorba e că vă călătoriți, nu? Și încă prin răzduh. De ce te uiți așa la mine, Valdi? E de ce să nu mă uit? Mă bucur că te văd. M-am gândit așa de mult la tine. Pentru cine sunt florile cu care stai în braț? Cum pentru cine? Pentru tine. Atunci de ce nu mi le dai? Uite, ia-le. Ce frumos sunt împachetate. Astea sunt la florării. Tu le-ai cumpărat, Valdi? Păi, da. Da. Tu știi că e prima dată când cineva mi-aduce flori? Și cumpărate anume de la florărie. Dar ce ți-a venit? Aici, aici. Au venit și ceilalți doi. Acum plecăm și noi. O să-mi scrii, Măriuța? Tu mi-ai scris de la Burgas. E drept, credeai că nu știu să citesc. Valdi, la revedere. La revedere, Valdi. La revedere, Savule. Lasă-mă să te salut. De-abia aștept să vă reîntoarceți. Știi, Valdi, știu să scriu, dar n-am să scriu. De ce să te mint și tu să aștepți degeaba? De ce să nu-mi scrii? Ești supărată pe mine? Nu, nici nu aș avea de ce. Nu știu,
Așa mi se pare mie că n-o să-ți scriu. Ți-am spus eu, Valdi, atunci noaptea la malul Dunării. Nu trebuie nimeni să-și prindă mintea cu mine. Atâtea lucruri se îmbulzesc în capul meu. Nu știu cum o să fie cu mine mai târziu. Dar acum simt așa că nu trebuie să fiu legată de nimic. Ca o pasăre care așteaptă să-și ia zborul. Încotro, la întâmplare? Să știi, Valdi, că păsările nu zboară la întâmplare. Când le vine vremea să plece, se duc pe un drum al lor și numai al lor. Curat manuscrisul tău, dragă Maria. Îți promit că nu are să zacă în sertar, dar am să te rog să adaugi la sfârșit o pagină, o pagină pe care tu nu o puteai scrie pentru că nu aveai de unde știi. Ce s-a întâmplat după plecarea avionului? Ascultă. Infirmiera a ridicat brancarda pe care era întins. Tu nu te-ai mai uitat la mine, dar eu te-am văzut cum mi-ai strâns florile la piept. Îmi aminteam, și nu le-am uitat nici acum, îmbrățișările tare calde, mânios desnădăjduite din lunga Dunării. Atunci fusese adevărata noastră despărțire. În loc să înceapă ceva, ceva se încheia în acel încă nehotărât fapt al zilei. O simțeam limpede. Nici măcar nu eram trist privind cum se îndepărta brancarda pe care era culcată, dispărând în avion. Măriuța pe care o iubeam, pe care mă închipuisem că o iubeam, încetase să mai există aire. Intrase într-un fel de legendă. O legendă numai de mine știută. În nopțile în care vegheam în singurătatea ostrovului cu aparatul de radio la pândă, m-am gândit atât de mult la tine. Închipuirea mea te idealizase atât de mult, încât imaginea ta și-a pierdut dimensiunile reale. Aceste dimensiuni crescuseră uluitor când am aflat reîntors acasă de ceea ce făcuse și noaptea când ai fost rănită. Dar când am dat cu ochii de tine, în locul fantasticei mele închipuiri, am găsit pe o brancardă un copil cu trupul vlăguit de febră, cu chipul mic, sub de suferință. Ar fi trebuit să te iubesc mai mult, să fiu cuprins de o adevărată exaltare. Dar nu am fost. Ce strane alchimii se petrecuse în adâncuri. O nesfârșită duioșie se revărsa în mine necând totul. Duioșie în care se împleteau tristețea, mila și respectul. Ca într-un vis, ca o vedenie, ca un abur străveziu, cealaltă măriuță, aceea la care mă gândisem atât de intens în nopțile singuratice din Ostrov, pe care așteptasem cu atâta înfrigurare să o regăsesc, se desprinsese, ieșise parcă din mine. Și în zbor se întorsese acolo unde avea să rămână, poate pentru totdeauna. Sub sălcile de pe malul Dunării, unde mă strânsese nebunește în brațe. Câtă deznădejde și frământare erau în ochii acelei măriuțe. În privirea ta atunci pe targă, era atâta limpezime, atâta încredere în lucrurile noi, mari, care ne așteptau. Știi, în timp ce avionul își lua zborul, mă gândeam că și eu mi-am luat zborul. Pe calea pe care, așa cum atât de bine mi-ai spus, fiecare își simte chemarea lui. Dar într-un străfund de nimeni știut, am tăinuit de-a lungul acestor ani dorul de a o reîntâlni pe măriuța care parcă dintr-a din se desprinsese de mine. Și păruse numai că mă părăsești.
pentru a fugi să mă aștepte sub sălcile de pe malul Dunării. Acolo, unde m-am despărțit de ea în faptul zilei. Și asta noapte am regăsit-o pe Măriuța. Îți mulțumesc, Maria. Ați ascultat Mapa Cenușie, dramatizare după romanul Lidei Igiroșan. Au interpretat Valeria Seciu, Ion Caramitru, Lucian Muscurel, Ion Marinescu, Ion Popa, Matei Gheorghiu, Mihai Niculescu, Sorin Gheorghiu, Constantin Codrescu, Dan Damian, Ecaterina Ionescu, Jean Reder, Dana Cosma, Alexandrina Polizu, Paul Nadolski, Nicolae Crișu, Vasile Lupu, Pompiliu Rădulescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Cristian Muntean.